Însă ăsta e fotbalul, trebuie să facem la un moment dat și lucruri de genul ăsta, ca să câștigăm. Probabil erați curios de comportamentul publicului într-un meci oficial, faptul că ei nu și-a pierdut răbdarea. No, publicul minunat, ca întotdeauna. A fost la 1-1, când echipa practic nu prea lega mare lucru, publicul a fost minunat. Din ce în ce mai mult încuraja echipa și ei simt, ei știu. Aici, de multe ori, publicul e un jucător în plus în teren, nu în afară. Ajută foarte mult jucătorii. Ați preluat din mers echipa cu cel mai bun atac. Este o presiune suplimentară puțin pentru... Presiunea oricum o am și o avem în continuare. Și ei o simt. Probabil și din cauza asta au avut așa psihic. N-au reușit să iasă în repriza a doua ca lumea. Însă victoriile aduc victorii, așa se spune, și eu cred că vom merge acum, vom privi altfel, cu mai multă încredere, meciul următor. Spuneți că ați apreciat publicul din Șoream, dar după golul 2, Stancu a făcut un SM pentru tribuna a doua. Nu, cred. Ce SM? A făcut să facă toată lumea. Să dacă toată lumea? Nu știu dacă... Acum, ce să spun, nu cred că... Stancu, să știți că e un jucător cu bună educație și... Nu cred. N-avea... De ce? Adică din moment ce publicul i-a încurajat. Se mai întâmplă. Probabil că un anumit individ se mai întâmplă. Și eu am auzit câteva lucruri în spatele meu. Mai sunt și oameni care reproșează, au vocea mai proeminentă, se aude în teren și eu am auzit destule în spate, dar fiecare e liber să-și exprime opinia. Până la urmă plătește un bilet, vine la meci ca să-și exprime opinia. Noi nu trebuie să fim atenți la critici, trebuie să fim mai mult, să fim mai concentrați și să ne vedem de joc. O să vorbesc cu el dacă a făcut acest gest și cu siguranță că își va cere scuze. S-au văzut din nou acele probleme în apărare de care am spus și surprinzător pe partea dreaptă a echipei. Da, acum să nu uităm că Bădoi a avut acolo, pe partea noastră dreaptă, defensivă, Bădoi a avut un jucător, Tănase, un jucător pe care eu îl admir de mult, e unul dintre tinerii noștri de viitor și a avut de câteva ori probleme cu el. Are și el o vârstă, joacă mult din experiență, sigur că mai poate să greșească, dar a făcut și lucruri bune, Bădoi. Eu nu la asta, eu de ce sunt supărat încă o dată? De replierea asta, nu se poate, adică am avut în pregătire faze de genul ăsta. Când am luat un gol, chiar țin minte, cu echipa aceea din Germania, din divizia a treia, și am strigat și atunci la Artiom, că el era mai aproape de jucător, și am strigat și a încercat să-și printeze, dar nu l-a mai prins, asta s-a întâmplat la fel. Era